Din câte am înțeles de la doamna Loredana, este îngrijorată pentru ceea ce a dezvăluit Dani, nu pentru ceea ce a spus Diana, așa cum s-a speculat. Îi spunea dânsa că fiind pe aceeași foaie, mamele au ales-o pe Diana pentru povestea ei și atunci automat va apărea și povestea lui Dani. Era foarte supărată de acest lucru pentru că spunea dânsa îl va da spre adopție după ce se va da dezvăluirea lui. Și Maria o întreba, așa de supărată sunteți? Și dânsa a zis, aoleu, nici nu mă întreba. A povestit așa ceva grav, ziceau ele, și doamna Loredana a zis ceva urât, scârbos, numai Dani putea să dezvolui așa ceva. Îi părea rău că a spus acea dezvăluire. Apoi Irina zicea, totuși nu v-ați dat da seama cu este povestea ca să nu alegeți pe a lui Dani eventual. La asta se referea Irina și dânsa zicea că nu și-au dat seama. De exemplu, ei s-a părut că o poveste ar fi a Sabrinei și de fapt a înțeles că e posibil să fie a Irinei. Chiar a zis că i-a spus Sabrinei că nu credea că Sabrina poate trăi o viață atât de calculată. Maria se bucura că n-a participat la task, cu toate că zicea ea că a spus tot dinainte și nu mai avea nimic de zis. Doamna Loredana zicea că și ei și-au spus tot, dar uite că au mai găsit ceva. Păcat că nu și-au dat seama copiii că acest task îi pot compromite și că nu e nevoie să spună experiențe de genul atât de grave. Până la urmă, sunt experiențele lor personale și. Miza nu era chiar atât de mare încât să fie nevoit să dezvolie într-o emisiune lucruri atât de urâte și scârboase. Sper să nu fie ceva grav. Vedem în emisiune ce, ce s-a scris.